Acum în dance fiction își începe lansările cu un invitat de onoare, scriitorul francez Sorchan Andon, cu romanul său Le Quatrième Nuit, al patrulea zi, roman care până în prezent a primit 5 premii importante. În Franța, nominalizat la premiul Goncourt, a primit premiul Goncourt de liceen. Apoi, în România, organizată de către Institutul Francez, prima ediție a premiului Lis Goncourt Le Choirume, câștigătorul, prin votul studenților din 6 mari universități din România, București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu și Craiova, a obținut premiul Choirume al listei Goncourt. În același timp, domnul Sorchan Andon a obținut și premiul Goncourt Le Choir de Lorient. Combien de pays, Sorj? Le Choir de Lorient? Quel pays? Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a la Jordanie, il y a le Liban, il y a la Palestine. Ce sont 19 universités. Și 19 universități. În același timp, acum o săptămână, a obținut un nou premiu, premiul librarilor din Quebec. Sorchan Andon a venit aici direct din Quebec cu 7 ore diferență de somn, însă de 3 zile am făcut întâlnire cu studenții care i-au dat premiu. Ieri a fost o masă rotundă cu foarte mult public la standul Institutului Francez, acum această lansare, deci a recuperat prin nesomn cele 7 ore de diferență. Sorchan Andon este un scriitor francez important care a luat toate marile premii franceze. Este în același timp un mare jurnalist care a fost grand reporter pentru Libération în țările cu focarele de luptă în punctele de pe glob cele mai fierbini și cele mai sensibile. Chiar pentru asta, în 1988, a primit cel mai mare premiu francez pentru jurnalism, Albert Londra, pentru reportajele sale din Irlanda și asupra cazului Kleber. Din 2007 este jurnalist la Le Canard Enchaîné. E foarte dificil să fii jurnalist la Le Canard Enchaîné. Și este un ziar de eliză care nu are nicio legătură cu cei care încearcă să îl copieze în România. Domnia sa are 6 romane, toate au primit premii importante. Aș menționa pentru romanul din 2006, Une Promesse, premiul Medici, apoi aș menționa pentru Le Traître, premiul Simenon, iar pentru Retour a Quilibet, din 2011, marele premiu pentru roman al Academiei Franceze. Iată un scriitor care până acum a luat toate marele premii franțuzești, dar s-a întâmplat un lucru extraordinar și așa am făcut cunoștință cu literatura pe care o scrie Sorchan Andon. Șuau, alegerea studenților din cele 6 universități pentru premiul Goncourt românesc a coincis cu alegerea mea de pe lista celor 15 titluri din 2013 la Goncourt. A fost o fericită întâmplare și nu o
întâmplare, asta mi-a demonstrat că tinerii din România nu sunt evazioniști, că nu interesează numai să își găsească un refugiu într-o fantezie oarecare sau în cărți cu umor discutabil, ci că interesează realitatea acută, așa cum este ea prezentată în această carte, și în același timp sunt foarte implicați în ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Este un lucru extraordinar. Nu credeam că este așa, însă acest premiu mi-a demonstrat că, într-adevăr, tinerilor le pasă de ceea ce se întâmplă în lume și, în același timp, că pot alege literatura de calitate, literatura de valoare. Este un lucru foarte încurajator, lucru care m-a emoționat foarte tare. Permiteți-mi ca să vi-l prezint pe invitații mei, în primul rând domnul Sor Chalandon, alături de domnia sa, criticul literar Andreea Răsuceanu, lângă Andreea Răsuceanu, cel care a dus greul acestui roman, s-a spus la întâlnirea cu studenții de la lectoratul de franceză că este o traducere excelentă, semnatarul ei, Doru Mareș, alături de Doru Mareș, Marieva Ionescu, cea care a redactat acest roman în limba română la editura Humanitas Fiction, și nu ultimul, ziaristul Luca Niculescu, care ne-a făcut onoarea și plăcerea să vină să ne vorbească despre o latură a lui Sor Chalandon pe care o cunoșteam mai puțin, cea de jurnalist. Chiar pentru asta îi dau cuvântul.